Bună dimineața, dragi prieteni! Am revenit din nou pe canalul meu de YouTube și nu uitați să vă abonați pe canalul meu ca să fac 1000 de urmăritori ca să monetizez canalul. Vă rog să vă abonați în număr cât mai mare și acum să începem, adică o să fac război, nu scandal, cu Leo și cu Olga Manivelă. Sau Olga Ciribana, cum vreți voi să-i spunem. Vreau să vă spun și eu un lucru. Cum Leo până acum zicea s-o iau pe Olga înapoi, că nu știu cu tare, nu știu ce, că el mi-a făcut casă, că mi-a făcut masă. Și sorul s-a adus pe unul ieri acolo la el în casă. Cum puteți voi să mai spuneți s-o primesc eu înapoi pe această femeie care ia pe fiecare zi, aduce câte un bărbat? Puteți să vă spună și ei, să spună și Leo, să spună Alin, dar situația care e acum, care eu zic că e cea mai corectă situație, să le apesică de bărbat și să se mărite cu el, să stea la maică sa, la patroana în casă, pentru că patroana are casă, separat de Anca și de Leo, să se mărite cu Sâcu, și să stea acolo în casă cu el, că nici el n-are casă, n-are nici acasă. Și să stea în casă la patroana. Cum zicea ea mie, să mă însor și să mă duc să stau la mama în casă. Păi de ce dacă eu în casă? Cum adică să stau eu în casă la mama și ea să aducă bărbați la mine în casă? A adus mii de bărbați. Această femeie, voi nu știți, vreau să se sizeze poliția, prostituția, că această femeie face prostituție cu, la fiecare o zi, două, aduce bărbați la ei în casă. Și Leo a cerut 7.000 de euro de la cel bărbat care a venit la el în casă. A cerut bani, 7.000 de euro. Vedeți cine face prostituție și vorbește de copiii mei? Leo face prostituția. El, sorul s-aduce bărbați și el cere bani de la ei. Păi, bine așa ceva. Ei să se ducă, să aducă poliția și așa cum zicea Leo, să ducă la criminalistică, la poliție, sau unde să se ducă să vadă că Leo o dă pe sorul sa, Olga Manivelă l-a produs. Acum două zile a adus un alt bărbat, când au tăiat porță, unul cu barbă, era la ei acolo în curte. Dacă vedeți să luați filmările și să vedeți acest bărbat de unde e, și a fost cu Olga, a umblat el pe la lume, din casă, a fost pe la Cruscu, pe la Nase, cu bărbatul ăla și minte, fel și fel de prostii. Așa că, vedeți, să luați măsuri, că Leo este cel mai mare prosenet. Cel mai mare prosenet este Leo, pentru că el o vinde pe sorul sa pentru bani, a vândut-o și la diamant. Hai să vedem, eu nu mint, să zică lumea dacă mint. A vândut-o la diamant, acum a vândut-o la unul pentru 7.000 de euro. Deci, aduce bărbați și măsorul s-a sămărită cu orice bărbat ar fi. Numai dacă aude de bani, ea sămărită cu el pentru o zi, două, trei. Dar vedeți, Anca, te rog eu, ia măsuri, dă-i afară din casă pe toți, din casa ta. Dă-i afară pe toți că ai act de pe casă și dă-i afară să stea la București. La București, acolo să învățați. Ce fac ei? Ce afaceri fac ei la București acum de s-au dus toți la București? Care afaceri fac la București? Dă-i afară din casă să vezi atunci. Atunci să stea acolo la București. Pentru ce să duc toată ziua Bucureștiul, Bucureștiul? Să duc acolo, să o ia și pe Cilibana din ei. Anca duce bărbat să o ia. Să vedem cum zice ei de Anca, ce le-a făcut Anca lor. Cu câți bărbați a stat Anca și cu câți bărbați a stat sorul sa lui Leo. Deci ei vorbesc numai de Anca, ce le-a făcut Anca. Dar nu vede sorul sa ce a făcut? Că ia unul lasă, unul ia. Și spune mie că m-am măsurat de 5 ori, auzi. Și ea s-a măritat de două ori și eu m-am măsurat de 5 ori. Care 5 ori m-am măsurat eu? Care 5 ori? Când?
Când am fost eu arestat la pușcărie și ea se sura măritasă cu Gigi și stătea cu Gigi în apartament. Patroană, nu știi că stătea cu Gigi în Italia în apartament? Ai uitat? Și cu Diamant și cu toți care vă rugați la Diamant și trimiteai rânză lui Diamant. Vezi? Fie de capul vostru și de viața voastră, care nu mă lăsați să trăiesc în pace. Vedeți-vă dreacul de treaba voastră și lăsați-mă dreacul să trăiesc. Să nu mai aud de numele vostru. Ați fost niște oameni, ați fost premianți și ați ajuns acum niște gunoaie să cerșiți. Cerșetorilor și bagabonților și curvarilor care sunteți. Toți sunteți niște... niște gunoaie, mă, care cerșiți pe internet și pe YouTube să faceți bani. Și ea, auzi, că nu se pune la ea că aduce lăieți, ea face numai afaceri și n-are un cent în buzunar, fie de capul ei și de viața ei. Trăzni-o-ar Dumnezeu să o trăznească. Bă, asta a trăit cu o armată întreagă, mă, o armată întreagă, asta e Maria Tereza. Deci trăiești cu bărbați și nu se satură, trăznească, o, Dumnezeu. Puvie, bă, capul ei. Doamne, pe capul ei să fie, pe noroc cu ei acolo. Sărăciu ar Dumnezeu și pe ea și pe Leo. Să-i sărăcească Dumnezeu mai de tot. Dacă nu mă lasă în pace. Să-și vadă dracu de treaba lor. Am casa pe numele meu. Nu vă arăt hârtiile, că n-am voie pe internet. Am pus hârtiile și nu... nu pot, nu mi-a șters videoclipul internetul. Așa că să-și vadă de treaba ei și să mă lase dracu în pace sărăciile ăștia, gunoaiele ăștia care sunt. Și Leo și ea. Nu vedeți, bă, că ați împătrinit și tu și sorul ta și n-aveți un venit, n-aveți nimic, bă. Au umblat după femei și după bărbați. Bărbați și femei vă dă Dumnezeu în continuare. N-ați văzut, nu vedeți, mă, că numai familia voastră îi dă râsul lumii, mă? Voi nu vedeți treaba asta? Bă, nu vedeți? Nu ce vedeți că... că n-aveți cină și hodină în casă, bă? Pentru că tu umbli numai după muieri. Acum ai plecat la Pitești ca să poate să mai închipă gadana criminală cu tine. Da? Și sorul, da... n-a plecat bine de aici, de la mine, din casă și l-a adus pe unul. Era programat ăla să-l vină aici, la mine, în casă. Norocul că am venit eu acasă de nu l-a adus aici, că l-a adus aici, acasă. Și câți bărbați n-a adus la mine în casă. Mai e multă lume pe internet și spune, ai dat afară pe mama copiilor tăi. Păi ce mama copiilor mei, mă, bă, o zdreanță, o sărăcie care aduce bărbați și adus femei în casă ei. Păi casa ei... Vă rog frumos, toți ăștia care vorbiți și puneți parte, înseamnă că nu o cunoașteți, nu știți cine e zdreanța asta și sărăcia asta. De adus, ori are două șanse, ori pe Sâcuselea, ori pe Răbigan. Dar Sâcule, ai grijă să nu te bată Răbigan, bă, fii atent că ăla are, nu ești tu ca Răbigan. Bine, ți-am spus, Sâcule, ai grijă, vezi cum faci să scăpi de Răbigan. Nu așa cum crezi tu, că Răbigan e ca lumea, nu e așa. Vezi cum faci. Atât am avut să vă spun, dragi prieteni, și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să le arăt eu lor că eu spun adevăr, eu n-am mințit odată în viața mea. Atât, hai, vă pup. La revedere.